Vorbeam în cursul trecut despre primul must în oftalmologie, punând pe listă testul cu fluorescein. Cel de-al doilea test important, cel de-al doilea must în oftalmologie, este testul Schirmer. Testul Schirmer este cel care mi va aduce în fața ochilor două mari categorii de pacienți. Pacientul care prezintă ochi uscat, keratoconjunctivita sica, și pacientul cu un test Schirmer normal, și la care trebuie să pun pe lista o altă patologie, de exemplu. Ca să pot înțelege testul Schirmer, importanța acestuia, trebuie să pun pe listă o rememorare scurtă a sistemului lacrimal. Și sistemul lacrimal, la câine și la pisică, este alcătuit din două mari componente. O componentă secretorie, reprezentată de glanda lacrimală și toate glandele secretorii anexe, și pun pe listă glanda anexă a pleoapei a treia, glanda meibomius, Zeiss și Moll, și cea de-a doua componentă, sistemul de drenare a lacrimilor, care este deosebit de important în fiziologia ochiului și care este reprezentat de următoarele structuri. Două puncte lacrimale, două canalicule lacrimale, un sac lacrimal și un conduct lacrimonazal. Toată această componentă secretorie, practic, înformează filmul lacrimal precornean, acesta fiind dispersat apoi uniform pe suprafața cornei, pe suprafața conjunctivei și, bineînțeles, că prin mișcările pleoapelor se asigură drenarea acestora, după ce acest film lacrimal precornean își îndeplinește funcția de nutriție și protejare a cornei. Am aici niște desene superbe făcute de Georgiana. Sistemul lacrimal la câine și pisică. Aceleași componente, componenta secretorie, glanda lacrimală, situată la unghiul supero-extern al ochiului, glandele meibomius, Zeiss și Moll pe marginea liberă a pleoapelor, glanda anexă a pleoapei a treia, aceasta este componenta secretorii. Iar cea de-a doua componentă, sistemul de drenare a lacrimilor, reprezentat de punctele lacrimale superior și inferior, punctele lacrimale superior și inferior, canaliculele lacrimale, sacul lacrimal și conductul lacrimonazal. Este foarte important să avem în minte acest lucru, pentru că fiecare din componenta secretorie îmi determină, practic, are un anumit tip de secreție care intră în structura filmului lacrimal. Filmul lacrimal, practic, trebuie privit ca un tort. Stratul mucos produs de celulele goble de la nivelul conjunctivei și de glanda anexă a pleoapei a treia este cel care îmi va menține filmul lacrimal pe suprafața cornei. Stratul apos, care este produs de glanda lacrimală și de glanda anexă a pleoapei a treia, este bine reprezentat și, bineînțeles, stratul lipidic produs de glandele de la nivelul marginii libere a pleoapei, meibomius, Moll și Zeiss, este ultimul strat care, practic, îmi menține această structură departe de evaporare. Este foarte simplu. Deci, filmul lacrimal precornean trebuie privit ca acest tort cu trei componente. Componentă mucoasă, apoasă și lipidică. Haideți să vedem ce este foarte important. Testul Schirmer pe care îl folosim, trebuie să folosim un test Schirmer care este marcat albastru, pentru a determina, practic, și cantitatea și calitatea filmului lacrimal. Chiar dacă nu veți găsi aceste informații în bibliile de oftalmologie veterinară, puneți pe listă acest lucru. Testul Schirmer trebuie să fie un test bun. Trebuie să folosesc testul Schirmer marcat albastru. Pentru că eu, testul Schirmer, trebuie să-l efectuez pe de o parte la câine și la pisică și trebuie determinarea să fie efectuată în acest fel. Stripul se introduce în fundul de sac conjunctival superior sau inferior, pleoapele se închid și se mențin închise timp de un minut. În acest interval de timp, stripul de test Schirmer se umezește, iar dacă de la nivelul zonei 0 de test, tot stripul, până la valoarea de 20, care este valoarea normală, va fi albastru, uniform. Vorbesc despre un test Schirmer normal și albastru, cu toate componentele. Dacă acest strip de test Schirmer
este numai umed, vorbesc despre o deficiență de calitate a filmului lacrimal. Haideți să vedem. Testul Schirmer trebuie efectuat tuturor pacienților mei, chiar dacă cornea este transparentă. Introducerea testelor, bandeletelor acestea în fundul de sac conjunctival inferior și închiderea pleoapelor cu menținerea acestora timp de un minut închise. De îndată ce se îndepărtează stripurile din fundurile de sac, se citește imediat valoarea testului Schirmer, iar noi, în Facultatea de Medicină Veterinară, de fiecare dată menținem aceste teste în foaia de observație. Le păstrăm, notăm valoarea, dar păstrăm și testul Schirmer, să vedem în comparativ eficiența practică a terapiei. Testul Schirmer este indispensabil în diagnosticul keratoconjunctivitei SICA și vorbeam despre un test Schirmer normal, 20 și albastru. Am o prezentare frumoasă, numere norocoase în oftalmologia veterinară și o să vorbim despre acest 20. Și bineînțeles că mai mic de 10 sunt în fața unui pacient cu keratoconjunctivita SICA. De exemplu, aici testul Schirmer nu o să-l citesc 5, este pur și simplu 0. N-a pornit, stripul este absolut așa cum l-am scos din ambalaj. Ce trebuie să pun pe listă? Trebuie să efectuez testul Schirmer tuturor pacienților mei, chiar dacă această cornee este impecabilă. Testul Schirmer este 0. Cornea, în schimb, este transparentă, strălucitoare, ochiul nu prezintă secreție, dar sunt în fața unui pacient cu keratoconjunctivita SICA. De asemenea, keratoconjunctivita SICA trebuie să pun pe listă cele 4 forme clinice, 4 aspecte clinice ale corneei, de keratoconjunctivita SICA în faza de debut, în faza de opacizare, de vascularizație sau de pigmentație, eu pot întâlni la acești pacienți aceeași valoare a testului Schirmer 0. Fiecare în parte, din fiecare pacient, în funcție de faza de evoluție, de valoarea testului Schirmer și aspectul corneei, trebuie să primească un anumit tratament țintit. Este deosebit de important că ochiul normal, după cum am spus, trebuie să prezinte un ochi normal, valoarea testului Schirmer trebuie să fie 20 și albastru și în momentul în care vorbesc despre un 20, 30, haide să zic 30 apos, vorbesc despre o deficiență de calitate a lacrimilor și vom puncta lucrurile acestea în momentul în care vom discuta despre keratoconjunctivita SICA diagnostic, tratament și, practic, monitorizarea evoluției și eficienței terapiei. Testul Schirmer, am spus, poate să fie 0 chiar dacă cornea arată impecabil, dar și în momentul în care pacientul respectiv prezintă o fază de vascularizație sau de pigmentație, testul Schirmer tot 0 este. Deci este indispensabil testul Schirmer pentru diagnosticul keratoconjunctivitei SICA. Și vreau să țineți în minte imaginea asta superbă de rădăcini de copaci pe suprafața corneei, care este caracteristică în faza de vascularizație a keratoconjunctivitei SICA. Da, poate arăta ca un ulcer cornean care s-a vindecat. Poate că a fost central un ulcer cornean vindecat și aceste vase sangvine care sunt dicotomizate, ramificate, pornesc de la limb, clar, sunt împrumutate de la nivelul conjunctivei și se îndreaptă către o leziune imaginară centrală. Este o mare diferență între ulcerul cornean vindecat și keratoconjunctivita SICA fază de vascularizație. În ulcerul cornean vindecat, unde vasele sangvine se îndreaptă și și-au rezolvat problema, au vindecat leziunea corneană, aceste vase niciodată nu vor pleca de pe toată circumferința corneei, de la nivelul limbului sclerocornean, cum este în acest caz, în cazul keratoconjunctivitei SICA. Țineți minte acest aspect de rădăcini de copaci pe suprafața corneei sau acea ploaie de vase sangvine de la nivelul limbului sclerocornean către centrul corneei.
de pe toată circumferința limbului, în cazurile în care sunt în fața unei keratoconjunctivite sica, fază de vascularizație. Ce trebuie să pun pe lista? Am efectuat testul Schirmer. Sunt în fața unui pacient cu keratoconjunctivita sica, testul Schirmer având valori de la 0 la 10-15, dar eu trebuie să pun pe listă opțiunile de terapie în funcție de aspectul cornei, strălucitoare, opacă, cu vascularizație sau pigmentație, în funcție de valoarea testului Schirmer, deosebit de important. Opțiunile, variantele. Acest tabel l-am conceput după ani de zile, ținând cont de numărul mare de pacienți și de faptul că atât la câine cât și la pisică se întâlnește keratoconjunctivita sica. Dar la câine am aspectul special al cornei, diferit de la un stadiu la altul al bolii. Și dacă în faza de debut, când cornea este strălucitoare, folosesc acid hialuronic în prima etapă, ciclosporină sau tacrolimus, neapărat trebuie să pun pe listă când sunt în fața unui pacient cu o fază de pigmentație a keratoconjunctivitei sica, deci practic orb, eu trebuie să îndepărtez practic pigmentația și voi recurge clar la o terapie cu tacrolimus. În momentul în care vom povesti despre keratoconjunctivita sica, vom aduce mai multe informații despre keratoconjunctivita sica prin deficit de calitate sau cantitate, pentru că există o keratoconjunctivita sica cu deficit de lipide, de mucus sau chiar de fază apoasă. Până săptămâna viitoare, la următorul curs, când o să vorbim despre mărimea pupilei și m-am tot gândit cum să fie următorul curs. Dacă vorbim despre mărimea pupilei pur și simplu, că este la pacientul nostru, poate să fie normală, în mioză sau midriază, va fi un curs absolut plictisitor. Și atunci, cea mai bună abordare este, practic, să vorbim despre mărimea pupilei, dar țintit anisocoria. Anisocoria, dar privită din punct de vedere al oftalmologului. Anisocoria, care este strict legată de afecțiuni oculare, oftalmologice. Așa că, până săptămâna viitoare, când vom avea următorul curs, puneți pe listă, rememorați până acum metodele de examinare, pentru că toate cele 5 cursuri au fost în așa fel încât să restrângă cutia noastră de diagnostic pentru pacientul examinat în cutie de diagnostic, patologia pleoapelor a corneei, patologia retinei, patologia uveei, patologia pleoapelor. Toate aceste metode de examinare îmi îngustează practic patologia pe care trebuie eu să o abordez ca terapie medicamentoasă sau chirurgicală.